Absențele repetate ale uslașilor ar putea fi catalogate fără exagerare ca act de sabotaj. Nemulțumiți de traiectoria vizibil descendentă pe care s-a înscris USL, mai ales în Dâmbovița, unicul șef al Uniunii, PSD-istul Ion Stan, s-a gândit să mai recupereze ceva din capitalul electoral pierdut, călcând în picioare chiar și interesele propriilor votanți. În consecință, le-a ordonat supuselor sale slugi să chiulească de la ședințele Consiliului Județean, inclusiv de la cea de miercuri 28 septembrie. Uite acești strategi de mâna a 10-a că legea sancționează chiulul și, la 3 absențe, pot fi exmatriculați și trimiși acasă la neveste și amante sau la pițipoancele închiriate cu ora. Marea lor teamă este ca nu cumva județul să iasă definitiv din mocirla în care ne-au ținut repetatele guvernări ale stângii românești. Cum ar mai putea ei să țipe isterica din gură de șarpe că actuala administrație Popescu nu face treabă? Cum ar mai putea ieși ei în fața dâmbovițenilor să le cerșească voturile dacă drumul din județ sunt ca în palmă? Pentru mințile lor înfierbântate este mult mai ușor să pună piedici și să urle ca apucații pe la conferințele de presă. Decât așa politicieni, mai bine lipsă, părerea noastră, de votanți.